Bună dimineața, YouTube! Bine ați revenit! Venim la un nou episod de vlog. Astăzi, din cauza că nu mai am content de făcut, că eu nu sunt un content creator, sunt un hoț de content. Astăzi o să ne uităm în toate tagurile pe care le-am primit pe TikTok în ultimul timp și la care nu am reacționat și o să luăm vreo 5-6 taguri și o să trecem prin revistă toate videourile practic în care sunt tagat și să explicăm dacă este ceva de explicat. De obicei nu reacționez direct pe TikTok pentru că unele ori au nevoie de explicație mai largă, ori sunt extrem de neexplicat, adică sunt lucruri care nu ar trebui explicate, iar lumea dă tag, I don't know, ca să primească o altă confirmare. Trecem ușor prin ele și vedem dacă e ceva de comentat, ce e de comentat și, mă rog, o să vedeți și voi dacă sunt lucruri caterincă de văzut. Primul clip este acesta. Am primit tag de la cine? Stai, așa să luăm. Fabio mi-a dat tag în clipul ăsta și mi-a zis Ciprian Review. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta. Te dor umerii la sală? Hai să arăt un exercițiu cu care te pot ajuta să scapi de această durere. Ok. First of all, dacă te dor umerii la sală, primul lucru, dacă te doare orice în urma unui exercițiu, dacă simți o durere acută în urma unor exerciții pe care le-ai executat și chestia asta se întâmplă foarte des, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să identifici ce provoacă durere. Trebuie să identifici sursa durerii, exercițiul care ți-a provocat durere, execuția care îți provoacă durere și de acolo încep să se schimbe lucrurile. Gândiți-vă că, mergeți în fiecare zi cu o pereche de Adidas și perechea de Adidas vă cauzează bătături. Voi nu vă duceți să vă luați plasturi sau să vă luați o altă tălpică. Identificați sursa durerii și încercați să lucrați cu ea. Ori o schimbați, ori încercați să vă dați seama de ce vă bat. Poate sunt prea mici. I don't know, poate nu sunt făcuți pentru talpa voastră, poate aveți platfus și așa mai departe. Același principiu se aplică și aici. Nu știu dacă a fost un exemplu extrem de coerent, dar gen nu faci exerciții adiacente pe lângă ăla care îți provoacă durere, neapărat. Tot ce avem nevoie este de o greutate de 1 kg cu care vom face acest exercițiu. Cu această greutate vom începe să scriem alfabetul. Poți să faci litere mici, poți să faci litere mari, să treci prin toată amplitudinea de mișcare a umărului, să-l încălzești foarte bine înainte de antrenament. Ca dozaj, un alfabet pe o mână, un alfabet pe cealaltă și ești gata de antrenament. Pare rău, dar nu... Adică da, este o formă foarte bună de încălzire, dar n-are nicio legătură cu durerea în sine. Adică, da, come on, te încălzești. Da, faci A, B, C. Da, sunt mișcări de rotație interne și externe ale umărului, dar mai mult, cumva, nu, că ești într-o zonă neutră, într-o retracție scapulară și doar pendulezi umărul sus. Da, o abducție și o aducție. Nu. Nu o să vă scape de durere, I'm sorry, move to the next one. Din păcate, asta este realitatea. Ia să vedem ce este aici. Berea, trebuie consumat. Ah, ok, Fabius. Poate în calități foarte moderate, că dacă nu sunt șanse, mai ales pentru bărbați, să votați cu ginecomastie, pentru că a dovedit că mandatea mai mare poate să caie, nu mai vreau cu bere. Stai că n-am înțeles. Berea, trebuie consumată în calități foarte moderate, că dacă nu sunt șanse, mai ales pentru bărbați, să votați cu ginecomastie, pentru că a dovedit că mandatea mai mare poate să caie, nu mai vreau cu bere. Asta l-a făcut Fabius, pe bune? Berea conține fitoestrogen și prolactin, aceste două substanțe chimice pot crește nivelul de estrogen pe care îl produce organismul masculin. Dacă acest lucru se întâmplă prea mult des, corpul va acționa și va scădea nivelul de testosteron. Ca și rezultat, în 2023 avem cele mai mici valori de testosteron din istorie. Da, bine, asta cu valorile de testosteron. Bă, nu pot să pronunț testosteron, să mor eu. Da, true. Da, first of all, alcoolul trebuie consumat cu moderație, dar da. Bă, clipul e foarte... Adică, pentru cine nu citește descrierea și citește doar clipul, bă, Fabius, dacă aș fi fost tu, aș fi spus
ce ai zis în descriere în clip, sincer. Adică, da, it's true, dar fii mai explicit în clip, că pare foarte scurt. Adică, cred că puteai să faci de 15 secunde să mai adaugi chestia cu fitoestrogen și prolactină. Which is basically true. Next, ia să vedem. Ia. Yeah. Este destul de simplu. Pentru a scapa. Băiatul meu. Și nu uita. Stai drept. De durere. Tot ce trebuie să faci este prima soluție. Mergi la sală, cum a spus domnul, ceea ce este foarte indicat. Dar există și o alternativă în cazul celor care nu au atât timp să meargă la sală. Cât timp îți trebuie să te duci să te antrenezi? Plus că pentru niște exerciții de kinetoterapie și pentru niște exerciții de mobilitate, nici nu-ți trebuie o oră. Adică sunt lucruri pe care le poți face acasă. Milă, dă-te jos de pe fereastră! Nu, nu o să poți să piei porumbelul prin geam. Slavă Domnului, tehnologia evoluează. Eu când apare iPhone 15, mulțumesc Dumnezeu că tehnologia evoluează. Mor. Treaba asta din imagine este un plasăre transdermic, 100% natural, doar ingrediente naturale și ajută aproape instant. Nu știu cât de bine se va vedea aici, dar avem toate aprobările posibile și este și doping free. Se va vedea mai bine pe Body Plus, ceea ce ne potențează tot corpul, ne dă energie în plus. Are cumva acest plasture 100% natural, doping free, are cumva calorii? Pentru că dacă n-are calorii, nu-ți oferă energie. Singura sursă de energie validă, energie as in DEX, cuvântul energie, raportat la corpul uman, sunt caloriile. Plasturile n-are calorii, nu oferă energie, boss. Câteva litere apropiat. Plus FDA-ul de America, știți? Ah, oh, FDA-ul de America, care... Două verificări în plus față de ce oferă Europa. Cât de safe mă simt acum. Cât va trebui ce este ala și cât de greu să obține. Ei bine, treaba asta la. Și avem și pentru țesuturi și pentru doamne pentru perioada lunii și nu numai. Bă, deci stai, care e contextul? Deci contextul e următorul. Stai așa, la ce a reacționat asta e drept? Umărul te doare de la semnul de viață pe care îl ai. Doar pe lateral și te lași greșit pe umăr. Ai coaie. Pă bune. Destul de simplu. Pentru a scapa. Pă bune. Că mă doare umărul. Bă, dar ce au toți coaie cu umărul? Să mor eu. Bă, dar unul nu zice. Adică să mor eu, mă, a fost mai coerent. Stai drept cu toate exercițiile alea de mobilitate și retracțiile alea scapulare care sunt top, man. Sunt top dacă vrei să-ți repari postural centura scapulară și să scapi oarecum de durerile de umeri, dar tot trebuie să umbli la execuția cu care tu faci anumite lucruri. Că n-am văzut foarte mulți oameni sedentari care chiar au probleme cu umerii. Foarte rar am văzut oameni sedentari care au probleme cu umerii. Sunt foarte mulți oameni sedentari care au probleme cu coloana vertebrală, cu coloana cervicală, cu coloana lombară. Foarte puțini oameni au probleme, foarte puțini sedentari au probleme cu umerii. Adică, come on, dar să-mi zici că plasturi, las-o morți, bă, las-o, dă-o, bă, nu, hai, mă mai uit. Scapa de durere, tot ce trebuie să faci este, prima soluție, mergi la sală, cum a spus domnul, ceea ce este foarte indicat, dar există și o alternativă în cazul celor care nu au atât timp să meargă la sală. Bă, ok, ai un plasture, da? Și... Singurul lucru pe care poate să facă plasturele, mai ales că este făcut din ingrediente naturale, este să reducă inflamația pe zona respectivă. Dar inflamația oricum se reduce în timp. Adică te-ai accidentat, a doua zi vei avea cea mai mare inflamație, pentru că în momentul în care te accidentezi, să zicem, mușchiul este cald, tendoanele și articulațiile sunt oarecum încălzite, există oarecare... retenție de apă în articulație, retenție de apă. Este lubrifiată articulația la propriu pentru că te-ai încălzit. Ok? Ești în timpul exercițiului. Și cea mai mare inflamație pe care o vei avea va fi a doua zi. După care treptat, dacă tu nu continui să aplici tensiune zonei respective, inflamația va scădea.
Vrei să-mi spui tu mie că o să iau un plasture care este, are efect antiinflamator, că altceva n-are ce să aibă. N-are cum, n-are ce să aibă altceva, nu te vindecă de dureri. Îți reduce inflamația pur și simplu, lucru pe care îl poate face orice alt medicament, orice sursă rece, da? Omega-3, D3, gheață, diclofenac, na, hai să zicem la nivel foarte mic. Da, come on, man. Reduci inflamația și după aia ce? Că tu nu vindeci, tu nu-ți vindeci problema de la bază, doar reduci inflamația. Marketing, man. 5.000, aproape 5.000 de like-uri. Marketing. Market fucking thing. Ia să ne uităm la asta. Let's pack Monster Porter, Monster Irish Blend, Monster Dragon Tea, Monster... Bă, unde, în ce țară sunt monsterurile astea să mor eu? Monster Swiss Chocolate, Monster Farmer's Oats, Monster Kona Blend, Oat Milk, Monster Max Rad Red, Monster Salt, Monster Ultra Red, Monster Ultra Black, Monster Lewis Hamilton, Monster the Doctor, Monster Lemon Dragon, Monster Aussie Lemonade, Monster Max Mango, Monster Max, Monster Mean Bean, Monster Peachy, Monster Salted Caramel, Monster Cuba Libra, Monster... Efectiv, din tot ce a pus, noi avem doar ăla cu Lewis Hamilton și... Alea două, de fapt, cu Lewis Hamilton. Jesus Christ. Orange, Monster Papillon, și pe ăsta. Monster Ultra Rosa, Monster Rehab, Monster Mule, Monster Lewis... Și Mule avem. Deci până acum 4 și ăsta cu Lewis Hamilton. Monster Super, Monster Fuel. Super Fuel, Monster Mix Punch, Monster, Monster Ultra Mango Loco, Monster Ultra Violet, Monster Ultra Gold, Chinese Monster Chaotic, Monster Mega Original, Monster Mega Ultra, Monster Nitro, Monster... Deci până acum avem 6 și cred că sunt vreo câte bucăți, peste 30 de bucăți. Pipeline Punch, Monster și pe ăsta Loco, 7. Monster Zero Sugar, Monster 8. Rehab Watermelon, Monster Pacific Punch, Monster 9. We have Monster, we have Strawberry Monster, Watermelon, Reserve Monster, Monster Ultra Paradise, 10. Monster Ultra Watermelon, Monster Ultra Fiesta, Monster Original Chinese, Monster Original Chinese, Monster Mango, Loco Chinese Monster, Jesus fucking Christ, Chinese Monster Ultra, Chinese Monster Ultra Paradise. Suntem săraci, boss. Țară de lumea a treia, îmi pare rău. Suntem săraci. Ia să vedem. Mai luăm câteva. Cât de des ar trebui să antrenezi fiecare grupă musculară pentru a susține creșterea în masă musculară? O greșeală pe care o întâlnesc din ce în ce mai des în rândul începătorilor este aceea că dacă au o grupă musculară pe care vor să o dezvolte mai mult, ajung să lucrezi de mai multe ori pe săptămână. Însă dacă ajung să lucrezi prea mult cu intensitate prea ridicată și cu un volum prea ridicat de grupă musculară, aceasta nu va mai răspunde foarte bine la partea de hipertrofie. Dar dacă antrenează mai mult, nu înseamnă că... Bă, bun, aveți grupa, aveți biceps, da? Faceți, aveți o singură zi de biceps pe săptămână. Și în ziua aia de biceps pe care o aveți pe săptămână, de brațe, să zicem că nu faceți doar biceps, aveți 4 seturi la epuizare, ok? Și vrei să o antrenezi mai mult. Și te gândești că nu-ți mai trebuie încă o zi de 4 seturi la epuizare, îți trebuie încă 2 seturi la epuizare. Dar, ca să nu faci 6 în ziua aia, că ar fi prea mult volum, să zicem, sau ar dura prea mult antrenamentul, mai introduci astea 2 seturi în plus lângă o zi de spate. How is that wrong? Că antrenezi de mai multe ori. Ideea e să nu dublezi niciodată volumul. Da? Și pleci cu o grupă la drum. Și pe grupa respectivă ai un anumit volum și o anumită intensitate. Poți să păstrezi intensitatea, dar nu dublezi ziua. Tu nu-ți repeți ziua respectivă. Tu nu ai, pana mea, 4 seturi la biceps și zici, mai fac 4 seturi la biceps acum, cu aceeași intensitate. De la partea de creștere în masă musculară și va ajunge să crească mult mai greu. Și da, știu că sună contraintuitiv, dar și clar, dacă vrei să crești un mușchi, trebuie să-l antrenezi mai des, trebuie să-l antrenezi mai intens. Însă, dacă ai undeva pe la 2 antrenamente pentru grupă musculară, cum este, de exemplu, pieptul, în fiecare săptămână și ești începător, ai maxim câteva luni de sală, mușchiul tău nu se va putea recupera suficient de bine între cele două antrenamente pentru a crește și pentru a se reface corect. De aceea, dacă vrei să crești o grupă musculară, antrenează o singură dată pe săptămână, asigură-te că faci totul ca la carte, că execuți exercițiile cum trebuie, că folosești o greutate corectă și că stimulezi bine mușchiul. Dacă nu știi ce plan de antrenament să urmezi, câte serii, câte repetări sau chiar și cum să-ți împarți grupele musculare pe săptămână, am creat un ghid complet gratuit de 4 săptămâni, acesta se numește Startul Greu și poate fi descărcat din linkul din profil.
Bă, o să fac asta într-o zi, chiar o să mă duc să văd ce oferă oamenii pe Moca și o să fac review la chestiile aia. First of all, prima greșeală e că zice, nu a antrenat grupa de mai multe ori pe săptămână, după care spune că se adresează începătorilor. Dacă ești începător și ai câteva luni de sală, nu a antrenat o grupă de 2 ori pe săptămână. Pentru care, cumva, sunt și nu sunt de acord. Că upper lower presupune să antrenezi o grupă de mai multe ori pe săptămână. Și full body de 2 ori pe săptămână presupune că antrenezi o grupă de 2 ori pe săptămână. Cam astea sunt alegerile pentru un începător. Nu o să poată să facă bro split, pentru că o să fie o împărțeală puțin ciudată și nu o să știe cum să abordeze lucrurile. Și lucrurile de genul, antrenamentele de genul upper lower, full body, full body cu upper lower, chiar și push pull legs, le permite să antreneze de 2 ori, într-adevăr cu un volum mai mic și cu o intensitate mai mică, pentru că în funcție de ce febră musculară vor face, că ăsta va fi indicatorul, cam acolo se va opri totul. Bă, am febră, nu mai pot să mă antrenez încă o dată. Ori, tras-mi la bro split, pentru un începător, o febră la picioare te poate ține mai mult de 7 zile. Tot nu ajungi să te recuperezi. De ce? N-ai știut să ajustezi volumul. Cumva discuția asta nu se duce deloc în zona de câte ori antrenezi o grupă pe săptămână. Discuția rămâne în zona cât volum și ce intensitate aloc eu unei grupe. E simplu. Că aloc același volum și aceeași intensitate de 3 ori pe săptămână, de 2 ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, aia e o alegere personală. Strict personală se referă doar la disponibilitatea pe care o am eu pentru antrenament. Dar să spui că nu poți antrena o zi de mai mult de o dată pe săptămână, pe care să spui că te adresezi începătorilor, după care stai, ce am mai zis? Că mai zis ceva. Câte de des a trimis, După dacă începători. mi-ai zis că ai mai câteva luni de sală, Așa. mușchiul tău nu se va putea recupera suficient de bine între cele două antrenamente pentru a crește și pentru a se reface, corect? De aceea, dacă vrei să crești o grupă musculară, antrenează o singură dată pe săptămână, asigură-te că faci totul ca la carte, că execuți 10. Păi te adresezi începătorilor sau nu te adresezi începătorilor? Pentru că omul e contraintuitiv total să îi spui un începător, bă, antrenează-te o singură dată pe săptămână, că la o să dea totul acolo o singură dată pe săptămână și, again, să ridice mâna, să dați coment, jur, acum pe YouTube puneți pauză și dați coment, cine nu s-a antrenat la început tare, nu tare, tare cât îi permitea corpul și knowledge-ul să se antreneze și n-a făcut febră mai mult de o săptămână. Nu febră, paralizie, da, e infectă, dar nu poți să te miști. Adică, cămam, și acolo există supraantrenament. Nu poți să zici asta. Enervant, n-am ce să zic altceva. Hristos să vrea, stimați prieteni, astăzi Bă, nu pot să mă uit la asta, îmi cer mii de scuze, are 5 minute, frate, și nu pot să-l iau pe ăsta în serios, adică știu că mi-ați dat tare, dar nu pot, nu, I'm sorry, nu, nu, nu. Ah, încă un tag la băiatul cu plasture, ia să vedem ce e aici. Ah, Jim Fails. Ne uităm la Jim Fails? Hai să ne uităm la Jim Fails. Băi, eu am văzut odată o patelă care s-a dislocat și mutat pe partea laterală. Efect, da, bine, am văzut-o la basket. Bă, dar nu poți, bă. Tom Platz, după ce l-a lăsat logodnic acum 4 luni înainte de Olimpia, a făcut bulk, a făcut permabulk. E fix Tom Platz, jur. Nothing compared to squats. Funny. Funny, funny. Ah, Jesus, nu lockout-ul la extrem. Doamne ferește, bă, băiatule.
Bă, da, ăsta este punctul în care poți să-ți fisurezi foarte grav meniscul. Un abductor făcut corect. Un abductor făcut corect. Finally. Da. Not that funny, but ok, hai să vedem. Ia să vedem ce zice doamna. Repet încă ceva. Lămuțele mă plac, Doamne, sunt preferatele mele. Ai zis că e bună așa. Bă, n-am înțeles de ce am primit tag în asta, dar să mor dacă am văzut ceva mai scârbos în ultimul timp. Fumatul. Și ăsta afectează ficatul? Nu. Nu există dovezi directe că fumatul ar afecta ficatul. Dacă vreți să ne întoarcem la alcool, pentru că ai un pachet de țigări, nu mai bem pahar, mai cinci. Pe de o parte, pe de altă parte, există denumirea asta, ciroza alcoolică se numește în limbaj medical ciroză toxic-nutrițională. Și interesant ce înseamnă particula nutrițională. Particula nutrițională din această sintagmă toxic-nutrițională înseamnă că bolnavul consumă alcool și nu mănâncă. Sorry. Bă, stai așa să mă întorc la măruță. Ce treacu am făcut? Am apăsat toate căcaturile astea. Bă, da, true, fumatul nu afectează ficatul în mod direct. Mă rog, nu în mod direct. Știm toți ce, care sunt cauzalitățile, nu cauzalitățile, efectele fumatului, dar nu intrăm în chestia asta. Și da, alcoolul este un aliment toxic. Este al doilea aliment din lungul șir de alimente care, al doilea, primul fiind trans fat, grăsimile trans, sunt singurele alimente care sunt cu adevărat toxice, care sunt cu adevărat nesănătoase. Restul alimentelor nu sunt nici sănătoase, nici nesănătoase. Sunt pur și simplu macro și micronutrienți care pot deveni sănătoși slash nesănătoși când tu îi pui într-un anumit gramaj raportat la corpul tău. Fiecare zi. Atât de simplu este. În schimb, alcoolul și grăsimile trans sunt singurele alimente nutriționale, cum a zis, care sunt cu adevărat nocive. Punct. Atât. În sfârșit, ceva de la măruță în care poți să zici da. My guys, congrats on your working out. Overcoming plateau pre-exhaust set. Hai să vedem ce zice. Deci, cum să-ți depășești plafonarea? Pre-exhaust set, pre-set la pre-epuizare. Hai să vedem. After 6 months to a year, you've gotten your newbie gains, but now you're getting frustrated because you've got plateau syndrome. You've been listening to Captain... Bro, you are newbie gains yourself. You and yourself. You currently have newbie gains. Și sunt sigur că nu te antrenezi de un an. You gotta eat more, less cardio, you gotta train more, you gotta lift more, and then you get injured and overtrain and can't train, and then you're frustrated even more. Now slow down and go back to how muscles work. They don't only get bigger, they also get more efficient. You have to overcome that efficiency of the slow twitch muscle fibers. A great way to do this, if you want to get your pecs bigger, go to the pec deck, low weight, do a ton of reps. Get your pecs tired, okay? This is getting the slow twitch muscle fiber to tire out. Then go do your compound exercise bench press. And what you'll find is because your pecs are now tired, it's getting into the fast twitch muscle fibers, which will tear and then get bigger, okay? Pre-exhaust. Ai platou? Nu mai poți să progresezi? Deload, boss. Deload, te pup. Un îngrășitor extrem de popular. Eritriolul. Am făcut podcast cu Ionuț Ignat despre eritriol. Nu mai intru în eritriol din nou. Fake, fake and again fake. În ultima perioadă am evitat să mănânc pâine ca înainte, pentru că în mare pâine nu este bună. Există... Cu? Poștele mamei mele care m-a născut și m-a crescut. Cum paștele mamei mele spui că pâinea nu e bună? Cum? Bă, jur.
Bă, nu, că mă enervez. Deci, doctor Mihail e genul ăla de om atât de... de drăguț în discurs, de pleasant pentru toată lumea. Efectiv, pe mine mă calcă pe nervi. Pe mine mă calcă pe... E rușinos, man. E rușinos. Dacă vrei să mănânci pâine sănătos, iată ce trebuie să faci. Pus! Pâinea este sănătoasă! Contează cât de mult dai tu pe zi! Care e aportul de pâine pe care tu îl mănânci pe zi? Care o să te scoată din normă ponderabilitate. În momentul în care ieși din normă ponderabilitate, o să devine sănătos. Boss! Încetează, într-adevăr sunt lucruri făcute în pana mea cu o grămadă de căcaturi. Sunt lucruri făcute într-adevăr pe genunchi. Dar nu te duci să-ți cumperi franzele la 80 de bani. Dacă mai exista franzele la 80 de bani. Come on, man, este fucking common sense. Sigur că în primul rând că pâinea ta este din făină integrală de calitate, așa cum este. Ca ce chestii? Ce are făina albă? Că ce, că are indice glicemic mai mare? Că ce, că are gluten? Această pâine și nu din făină rafinată. Combină pâinea cu alte alimente. Eu dau cu un unt, pun puțină sare și o combin cu un kefir. Această combinație îi scade și mai mult indicele glicemic. Da, bucoaie, da. Deci, în primul rând, iei făină integrală care are indice glicemic extrem de mic și care are o grămadă fibre și deja ai indice glicemic mic. Făina albă, rafinată, nu este sănătoasă, este un căcat. De ce? Că are indice glicemic mare, spike mare de insulină, faci diabet, indicele HOMA se duce jos. Nu știm, noi suntem proști, da. Dar, pune mult, de probabil 60-80% grăsimi, saturate, bosule! Grăsimi saturate. Punem grăsimi saturate peste pâinea integrală. Că, da, why not? Adică, why not? Nu e sănătoasă făina albă, dar punem grăsimi saturate pe pâinea integrală. Mic, care deja este mai mic decât cel al pâinii din făină rafinată. Dar spune-mi și de ce combin trei alimente la o masă ca să reduci, că nu reduci indicele glicemic direct. Că indicele glicemic direct este deja redus din cauza că tu mănânci pâine integrală, făcută din făină integrală, pe care, by the way, ai semințe și care mai sunt și alea niște grăsimi. Spune că, de fapt, este o problemă de digestie, din simplu fapt că, combinând acești macronutrienți între ei, proteină, grăsimi și carbohidrați, o să ai o digestie mai lentă, therefore, un indice glicemic mai scăzut. Pâine din făină integrală este o sursă bună de fibre care poate ajuta la digestie și la controlul greutății. Cum la controlul greutății? Cum vorbim despre controlul greutății în afara unui aport caloric zilnic? De ce se vorbește despre chestiile astea așa random? Aruncăm niște fraze random ca să ce? E reclamă la făină? Vinde făină? What the fuck is wrong, man? What the fuck is wrong? Ești medic? Wake the fuck up, man! Vorbesc serios! Wake the fuck up! Din pâinea cu cereale integrale... Am făcut rage și nu-s pe live. ...integrale pot ajuta de asemenea la scăderea nivelului de colesterol și la reducerea riscului de boli de inimă, pentru că pe lângă miez au și tărâțele din cereale integrate. Pâinea din cereale integrale, nu integrate. Integrale este de asemenea bogată în nutrienți, cum ar fi vitaminele B, fier și magneziu. În combinația de aici, o pâine bună și calitativă și cu un kefir este un guilty pleasure aproape sănătos, consumat corect. Nu există sănătos și nesănătos, cantitatea... cantitatea îți dă sănătatea și nesănătatea pe care tu o consumi, punct coaie. Punct coaie. Salut, când vorbim despre somn, este foarte, foarte importantă poziția. Am văzut asta cu poziția, am și răspuns că nu mă bag la somn, nu sunt sleep specialist. Îmi pare rău. Asta, bă, îmi place maxim asta. Bă, deci ăsta este cel mai... ăsta e ultimul la care ne uităm. Bă, ăsta este mai guilty pleasure, jur. Dr. Mihail mă enervează că el e foarte serios în ceea ce zice, adică el chiar crede căcaturile pe care le zice, dar ăsta, this is... Păi asta n-ai cum să ne iei serios vreodată, gen. Deci, dacă este sănătos să-ți miroși propriile bășini. Am oprit pentru că are o muzică foarte enervantă. Știți de ce? De aceea că, două puncte de suspensie, hidrogenul sulfat din intestinele noastre în timpul digestiei poate preveni deteriorarea mitocondriilor din celulele noastre. Ceea ce previne accidentele vasculare cerebrale, bolile cardiovasculare și artrita. Da, nu că...
toate astea sunt nutrition related sau patologii genetice. Trebuie să-ți miroși pe și la boss, ești overweight, ai boli cardiovasculare, mai puțin și faci AVC, dar e ok, poți să-ți miroși bășina lejer și te vindeci. Da, e funny, foarte funny. Da, 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 frații mei. Bă, ar trebui să fac un collab, doctorii ăștia doi între Cezar și Mihail. Deci, pentru asta am făcut și TikTok, dar îl mai explic o dată dacă e nevoie. Dieta mea restrictivă crește cortizolul, hormonul de stres, care crește glicemia și ne îngrașă. Ne îngrașăm de la dietă. Deci dieta, cu cât e mai gravă, la un moment dat după ce slăbim în prima fază, ne îngrașăm mai mult din cauza că suntem stresați și din cauza dietei. O, vă mai pun o dată, poate nu v-a pătruns. Poate n-ați înțeles ce am vrut să zic. Dieta mea restrictivă crește cortizolul. Dieta e mai restrictivă. Din nou, nu se pomenește niciun aport caloric raportat la absolut niciun individ, nu se pomenește absolut niciun studiu. Crește cortizolul, hormonul de stres, într-adevăr. Chat, cine se uită? Puneți puțin coment și cine a făcut vreodată vreun concurs? Bă, dar vreodată în viața lui, cine se uită la mine și a făcut vreodată o competiție? Și a ajuns vreodată în ultimele 3-4 săptămâni. Și a scăzut caloriile extrem de mult, nu știu, sub 1800, sub 1600, sub 1500, sub 1200 și așa mai departe. Și și-au făcut analizele de cortizol la finalul pregătirii sau în timpul pregătirii și așa mai departe. Și au un cortizol destul de mare. Dați coment și spuneți-mi și mie dacă vi s-a oprit procesul de definire. V-ați oprit din a mai slăbi. V-ați îngrășat brusc, voi mâncând în deficit caloric, doar pentru că v-a crescut cortizolul. Vă rog, dați în coment că sunt foarte curios. Adică nu e susținută de absolut nimic această afirmație. Cortizolul, hormonul de stres, care crește glicemia și ne îngrașă. Da. Crește glicemia așa, random. Îngrașăm de la dietă. Deci dieta, cu cât e mai gravă, la un moment dat după ce slăbim în prima fază, ne îngrașăm mai mult din cauza că suntem stres. Cum să te îngrași mai mult fiind într-un continuu deficit caloric? Maxim ce se întâmplă este că tu creezi o adaptare metabolică din cauza că deficitul pe care l-ai ținut a fost prea mare pentru corpul tău. Repet, deficitul se raportează la fiecare individ în parte. Nu pot să dau nici un număr caloric pentru că nu am la cine să mă raportez. Poți să faci un platou, o adaptare metabolică, unde tu, crezând că ești în deficit, nu o să mai scazi în greutate. În niciun caz nu o să te îngrași. Nu ai cum să pui body fat într-un deficit caloric. Poți să faci o adaptare metabolică în care poți să rămâi X număr de zile, da? Pe care o să continui procesul. Indubitabil, nu ai cum să bați termodinamica, n-ai cum să vii să... nu există. Asta cu cortizolul și glicemia îmi reprezintă 1%, man, 1%. N-ai cum să te... Că faci tu binge eating după ce ai terminat dieta pentru că nu ești în control mental și îmi pare rău că sună amangiurea, dar ăsta este adevărul, nu ești în control și ai rupt tu frigiderul din cauza că ai ținut tu dietă foarte mult timp și că a fost foarte restrictivă din cauza că n-ai știut cum să-ți adaptezi tu numărul caloric raportat la timpul pe care tu ți l-ai propus ca să poți să dai jos, asta este cu totul altceva. Dar nu poți să vii să explici chestia asta ca și cum, bă, n-ar mai trebui să urmăm diete. Diete în ghilimele, n-ar mai trebui să urmăm planuri nutriționale bazate pe aport caloric, chit că sunt în surplus, în deficit sau în mentenanță, ar trebui să facem ce? Că nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Ce? N-ar trebui să mai slăbească oamenii, n-ar mai trebui să țină diete și când mă refer la diete, mă refer la diete pe care și le fac singur, nu căcaturile aia de-și cumpăre Irina mediteraneană și așa mai departe. Aia nu-s diete, alea sunt, păi aia-s Pokemoni, sunt nume de Pokemoni în pula mea. Ce ar trebui să nu mai facă oamenii? Că nu înțeleg, cum scop niște chestii din context, arunci un căcat de ăsta 3000 de like-uri, jur. Fucking rușinos, mega rușinos, mega, mega rușinos. Da, din păcate cam asta e YouTube, cam astea sunt ultimele chestii la care n-am reacționat. Restul au fost, am făcut reacturi pe TikTok. Bă, îmi pare rău că am avut rage, dar efectiv medicii ăștia m-au scos din sărite, că nu este area dânșilor de acoperire. Îmi pare rău dacă am vorbit agresiv la adresa lor, dar consider că asta este reacția pe care a trebuit să o am, pentru că atunci când am încercat să fac stitch-uri frumos, să explic lucrurilor pe nume,
Nu a venit nimeni să zică, da bă Ciprian, ai dreptate, hai că șterg TikTok-ul. So, in this case, fuck you man. Fuck you man. Și, na, o să postați, iar eu o să reacționez. Therefore, cam așa se termină lucrurile. Dacă nu există un răspuns din partea lor și nu vor să înțeleagă niște chestii și continuă să facă marketingul ăsta asupra lucrurilor pe care chiar nu le știu, că nu le știu. Și sunt lucruri de bun simț, nu că sunt eu scientist. Efectiv, sunt lucruri de bun simț la primul Google, man, adică nu sunt nici chestii legate de medicină, adică n-are nicio treabă, n-au nicio treabă cu medicina. Ei sunt oameni probabil extrem de buni pe ceea ce fac ei. Nu știu dacă Mihail este chirurg sau habar n-am ce e. Estetician, I have no fucking clue, dar sunt sigur că pe specialitatea lui este un medic foarte bun, iar doctor Mihail este, doctor Cezar este cardiolog. Din păcate, nu se reflectă, nu se combină cu nutriția. Sunt două lucruri total diferite. Bun, fără să mai denigrăm pe nimeni, acesta a fost clipul, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă pup și vă doresc o zi plăcută.